Vă salut, dragi prieteni, din nou la un nou studiu al Școlii de Sabat. Pentru astăzi avem lecția cu numărul 8, subtitlu Cel umil este înălțat. Luca 14:11, text cheie. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Israel avea un împărat rânduit de Dumnezeu. Acel care așteptase cu răbdare ca Domnul să lucreze, vede acum împlinită făgăduința lui Dumnezeu, patriarhi și profeți. Dragi prieteni, pentru astăzi îl avem pe Benu ca să studiem această lecție. Benu, te salut! Salut! În continuare vom trece la întrebările noastre care le avem pentru astăzi din lecția numărul 8. Vom trece la prima întrebare sub titlu: Casa regală mistuită de invidie. Punctul A. Explicați care au fost rezultatele neglijării de către Saul a datoriei sale de conducător și adâncimea răului în care s-a scufundat el. Principala dorință a lui Saul a fost să-l prindă și să-l nimicească pe David. Și din acest motiv, toate interesele a statului, adică a Israelului, au fost neglijate, au fost abnegate și au fost foarte rău administrate. Și din această consecință, filistenii și-au strâns armata sa împotriva Israelului și Saul a întrebat de proroci și de Dumnezeu, să nimeni nu i-a răspuns ce să facă. Și cum vedem aici la 1 Samuel 28:1, la ultima parte, Căutați-mă o femeie care să cheme morții, ca să mă duc să o întreb. Adică el s-a adresat la o vrăjitoare, ceea ce s-a depărtat de Dumnezeu. Adică aici Saul a căzut atât de jos, până acolo că a ajuns să caute un ajutor la niște vrăjitori, la cei care cheamă morții, pentru că el nu a căutat întotdeauna sprijinul și ajutorul lui Dumnezeu. De aceea el a ajuns atât de jos. A ajuns foarte jos, unde acolo, de fapt, nici nu trebuia să ajungă un adevărat copil al lui Dumnezeu. Vom trece la următoarea întrebare, punctul B. De unde știm că ceea ce l-a tras pe împărat în ruine a fost înșelăciunea lui Satan? Deci atunci el s-a dus la vrăjitoarea aceea. Și acolo l-a rugat a rugat-o pe ea ca să scoală din morți pe Samuel și spune că el s-a arătat, i-a dat întrebarea și el a răspuns. Citim la Iov 7:9. Cum se risipește norul și trece, așa numai va veni sus cel ce se coboară în locuința morților. Adică, cum să înțelegem, acela nu era Samuel, acela era Satan. Adică el s-a luat chipul lui Samuel, astfel l-a înșelat pe Saul. De asemenea, notă este scris că el putea tot atât de ușor să ia înfățișarea lui Samuel, cum putea să ia și chip de înger al luminii, când l-a ispitit pe Domnul Hristos în pustie. De aici putem să înțelegem din acest text din Iov că oamenii morți nu mai pot să vină niciodată să se arăte, să vorbească, să spună ceva. Aceasta este doar o prefăcătorie, doar o înșelăciune a celui rău care încearcă să ducă pe oameni în eroare și l-a dus chiar și pe regele Saul. Trecem la întrebarea numărul 2, subtitlu: Tronul devenit vacant. Punctul A. Ce l-a ucis într-un final pe regele Saul? El s-a depărtat de Dumnezeu. A murit din cauza aceasta, că s-a depărtat de Dumnezeu. De câte ori Samuel îl avertiza, el toată data se îndreptățea. Și prin acest ultimul fapt al său, că s-a dus la această vrăjitoare, el definitiv și-a rupt legătura cu Dumnezeu. De asemenea, și în notă e scris asta, că Saul știa bine că prin acest ultim act de a consulta vrăjitoarea din Endor, el a rupt ultima legătură ce îl mai ținea legat de Dumnezeu. Adică viața sa l-a dus, sau faptele sale l-a dus la ceea că a rupt legătura cu Dumnezeu. Și rupând legătura cu Dumnezeu, îți pierzi
chiar și viața, aici ne descrie. Faptul că Saul a încercat din pas în pas să se depărteze de Dumnezeu nu l-a adus la bine, ci vom vedea în continuare care a fost sfârșitul vieții lui, că el s-a depărtat de Dumnezeu și într-un final a trebuit să moară în luptă. Punctul B. Ce interdicție clară dă Dumnezeu împotriva presupusei comunicări cu cei morți? Ce interdicție? Interdicție e ce, ca să nu chemăm morții, să nu lucrăm în rol de vrăjitori și să nu avem nicio legătură cu aceste chestii. Deoarece aceasta este o urciune în fața lui Dumnezeu. Da, și chiar ne spune Dumnezeu că atunci, în acele timpuri, când ne descrie în Deuteronomul și Leviticul, Dumnezeu le-a dat instrucțiuni că cine face aceste lucruri să fie pedepsit cu moartea, că acestea sunt niște lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, cum ai și amintit, ele sunt niște lucruri urâte lui Dumnezeu. Totuși, până acum nu vom mai fi uciși cu piatra, dar totuși este urât în fața lui Dumnezeu și când o să ajungem la judecată... Totuși... Vom primi plata. Da. Sigur că astăzi nu se mai fac acele lucrări care se făceau atunci, dar fiecare își primește plata din mâna lui Dumnezeu pentru faptele care le face. Aceasta înseamnă a ne socoti pe Dumnezeu și a ne socoti cuvântul său care ne spune să nu faci acest lucru. Următoarea întrebare este întrebarea C din întrebarea 2. Ce ar trebui să învățăm din modul în care David a răspuns la știrea morții lui Saul? David, când a aflat că Saul a murit, el nu s-a bucurat și nici nu a sărit în sus de veselie. Nu, el și-a rupt hainele, l-a jelit, l-a plâns și chiar și-a postit. De asemenea, și oamenii care erau împrejurul lor, adică a lui, tot aceleași lucruri și-a făcut și ele, tot și-a rupt hainele și toate acestea. Deci, ce trebuie să învățăm? Trebuie să învățăm că să ne iubim vrăjmașii. Aceasta este. Iar așa aici putem să vedem încă o dată că David a fost un om care într-adevăr a avut o legătură cu Dumnezeu. Dacă ne întoarcem la lecțiile trecute, vom vedea numărate ori când David a avut ocazia să-l nimicească pe Saul și să ia tronul în primire. El n-a făcut-o, fiindcă el vedea că acest om a fost uns de Dumnezeu și nu vroia ca răzbunarea să fie a lui, cu toate că Saul îi vroia răul. Dar el a lăsat totul în mâna Domnului. Și chiar în aceste momente, când am putea spune că era un moment de bucurie, că uite, eu mâine mă sui pe tron, nu? Dar David nu a făcut acest lucru, ci ce a făcut? Spune că a plâns împreună cu poporul, fiindcă inima era sfâșiată de ce se întâmplase, că nu era doar mort numai Saul, ci era prietenul lui cel mai bun Ionatan și era o mulțime din popor care iarăși a murit în acea luptă cu filistenii. De asemenea și lecțiunea trecută era și un moment că el i-a tăiat o bucată din haina sa, al Saul, și spune că chiar îi părea rău că a făcut acest lucru, deoarece Saul era unsul lui Dumnezeu. Vedem că când un om e după inima lui Dumnezeu, când un om caută întotdeauna legătura lui Dumnezeu, el nu poate să treacă indiferent, chiar când se întâmplă un lucru rău, chiar și cu vrăjmașul lui, nu? Da. Totuși el se umple de jale și îi pare rău pentru toate lucrurile care se întâmplă. El a iubit sau a căutat să arăte dragoste chiar până la urmă față de Saul, față de casa sa și în istorie tot ne arată că David până la urmă a căutat acest lucru. Îndurare față de dușmani. Relatați activitățile lui David după perioada de jale. După moartea lui Saul și după această perioadă de jale, Dumnezeu a trimis pe David la Hebron. Acolo și-a luat și femeile sale, adică două sale nevaste, de asemenea și pe oamenii care erau cu ele. Unii acolo au fost uns ca împărat peste casa lui Iuda. Da, aceasta a fost lucrările pe care le-a făcut David, că el a mers și a fost uns ca împărat peste casa lui Iuda.
Să vedem ce se întâmplă în continuare în popor. Vom trece la punctul B. Cine era Abner și cum a cauzat el o problemă lui David? Abner era generalul oștirii lui Saul. De asemenea, și în Sfânta Scriptură este scris că el și chiar și el a fost omul acela care l-a chemat ca să cânte înaintea lui Saul. Și ce probleme a cauzat el? El a cauzat problema aceea că l-a pus pe Ișboșet, fiul lui Saul, ca împărat asupra aproape totului Israelului. Să spunem că Abner a vrut într-un fel să-i facă un rău lui David, nu? Sau a vrut să margă contra lui David, exact cum a mărs și Saul, pe care el îl slujea. Și aici el îl pune pe fiul lui Saul, împărat, am putea spune, aproape peste tot Israelul, da? Și aceasta a cauzat probleme lui David. Vom trece la întrebarea C. Cum s-a instalat domnia și cum a impresionat David inimile israeliților prin nobilețe arătată celui care îi fusese dușman? Deci era război între casa lui Saul și casa lui David. Casa lui Saul, lui David devine mai puternică, casa lui Saul devine mai slabă și într-un moment Abner a fost omorât, și, dar toți oamenii au fost impresionați de faptul cum s-a purtat David. Deci citim aici în versete că David a zis lui Ioab și întregului popor care era cu el: rupeți-vă hainele, încingeți-vă cu saci și bociți-vă înaintea lui Abner. Și împăratul David mergea urma sicriului, a îngropat pe Abner la Hebron, și împăratul a ridicat glasul și a plâns la mormântul lui Abner și tot poporul plângea. Deci a fost impresionat cum s-a purtat el, cu ce recunoaștere s-a purtat el cu Abner. Da, adică uite iarăși în colecție pentru noi că Abner fiind un vrăjmaș, unul iară care și vrea să-i facă răul, iarăși David ce face? Face cu totul contrariu, arată bine în loc de rău. Și datorită faptelor pe care le făcea David, inima poporului ce făcea? Se lega tot mai mult de el, de David. Vom trece la punctul D. Cum a reacționat David la acțiunile celor care doreau să-i intre în grație, ucigându-l pe fiul lui Saul, Ișiboșet, potențialul său rival? Doi frați, Recab și Bana, acestea erau numele lor, au pătruns în casa lui Ișboșet, unde el acolo, el se pregătea pentru somn, cum scrie în versete, și l-au omorât. Astfel, prin această fapt, au vrut să se arate slava sa, adică față de David, și să obție. Însă David a reacționat nu cum așteptau ei, ci au poruncit ca să-i omoare pe ei. Dar de ce a dat porunca aceasta? Deoarece Ișboșet era nevinovat. El n-a făcut nimic. Dar așa că David i-a zis lor ca să-i moare pe cei doi frați. Dar vedem că David a spus: cum a putut să faceți voi unui om nevinovat aceste lucruri, nu? Și da, el pentru asta s-a mâniat, a dat această poruncă, am putea spune, ca ei să fie nimicit. El nu a acceptat ceea ce au făcut ei, să-și ia toronul prin sânge nevinovat. El nu a fost de acord niciodată, David, la acest lucru, căci dacă era de acord, el de mult putea să-și ia tronul. Chiar și atunci când cu Saul. Chiar și atunci când cu Saul, în peșteră sau altă dată. Dar nu a vrut ca să-și ia tronul prin sânge nevinovat. Trecem la lecția, la întrebarea numărul 4. Lecții învățate. Punctul A. Cum a primit David, prin caracterul pe care l-a dezvoltat, susținerea întregului Israel? Vom citi întâi de la Luca 14:11, ultima parte. Cine se smerește va fi înălțat. Pe tot parcursul vieții sale, David și-a obținut diferite calități, printre care este, cum în notă este scris, statornicia, umilința, dragostea pentru dreptate și hotărârea de caracter. Și doar având aceste toate calități, el a obținut această susținere a întregului Israel. Așa este, cum am menționat și mai sus.
faptele pe care el le făcea lega tot mai mult inima poporului înspre el și astfel l-a susținut poporul într-un final, l-a văzut de fapt cine e David, ce inimă mare are și l-au susținut. Vom trece la punctul B al întrebării a patra. Cum a plănuit David să recunoască supremația lui Dumnezeu? Deci a strâns toți aleșii din Israel, erau în număr de 30.000, după cum este scris, și au plecat la Bale Iuda, unde au luat cu ei chivotul și l-au suit acolo. Așa este, adică David a vrut ca să aducă de fapt prezența lui Dumnezeu undeva tot mai aproape, căutând, adică ca prezența lui Dumnezeu să fie tot mai aproape de el și de poporul lui. Și el prin aceasta a vrut să arate că ar vrea ca Dumnezeu să fie în mijlocul lui și are o dorință tot mai ferbinte în această direcție. Ce s-a întâmplat cu Uza și de ce? Punctul ce ne întreabă. Uza era unul din care duceau carul acesta cu chivotul și a fost nimicit de Dumnezeu pe loc. Deoarece el s-a atins de chivot, el a vrut să țină chivotul ca să boii să nu-l răstoarne. Și, însă el nu a murit doar pentru această atingere și el știa că este ceva sfânt, chivotul era sfânt și prin faptul că el știa, el a fost nimicit. De chivot, de fapt, nu trebuia să se atingă nimeni. Da. Decât dacă era curat. Și chivotul nu trebuia transportat în felul cum îl transportau ei. Și de aceea a venit acest lucru, sau s-a întâmplat acest lucru care s-a întâmplat cu Uza. Vom trece la următoarea întrebare, evitând încumetarea. La ce avertisment trebuie să luăm seama împotriva tendinței umane pline de îndrăzneală și mândrie, îndreptate către diverse forme de încumetare? Din întrebarea trecută, noi am văzut cum Uza a fost nimicit doar din atingerea aceea. El știa că este sfânt și s-a încumetat să facă după voința sa, nu după cum a zis Domnul. Și același avertisment și-l avem și astăzi, că să nu ne comentăm și să facem după cum știm noi, ci trebuie să urmăm instrucțiunile lui Dumnezeu. De asemenea, notă este scris că nu este suficient să avem intenții bune și nu este suficient ca cineva să facă ce crede el de cuvință că este drept sau ceea ce îi spune predicătorul că este drept. Mântuirea sufletului său este în joc și el trebuie să cerceteze scripturile pentru sine însuși. Da, așa este, foarte frumos răsună cuvintele. Poate deși de noi ca oameni parcă aveam intenții bune, da, să facem ceva, o lucrare pentru cauza lui Dumnezeu. Dar dacă noi nu ducem cont de regulile care sunt date de cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși, de fapt, noi încercăm să sărim peste ele. Exact se poate întâmpla și noi că facem lucrarea lui Uza, care de Dumnezeu nu va fi acceptată. Și de aceea aici întrebarea ne întreabă la ce avertisment, că Dumnezeu nu poate primi astfel de lucrări. Dacă vrem să facem o lucrare, trebuie să ne conducem după sfatul care este dat de Dumnezeu în cuvântul său. Dragi prieteni, lecția noastră cu numărul 8, cel umil este înălțat, a luat sfârșit. Vreau să fac doar un rezumat la această lecție. Ce putem să învățăm noi de aici? Vedem că David a fost un om care a căutat întotdeauna umilința și a fost înălțat. Nu a fost înălțat de oameni, ci a fost înălțat de Dumnezeu și a putut să ajungă un om mare. Cum putem și noi să fim la fel? Atunci când și noi vom căuta adevărata umilință, atunci când îl vom căuta pe Dumnezeu, noi vom putea să fim înălțați de Dumnezeu și nu de oameni. Vreau să mulțumesc lui Benu pentru că a fost cu noi în acest studiu. Vreau să vă mulțumesc vouă, dragi telespectatori, și vă așteptăm din nou la un nou studiu.